Practic, mare avantaj nu ne aduce. Noi avem un serviciu de salubrizare, avem mașini care ne fac. Sigur că trebuie făcută această investiție și o apreciem, dar practic avem 0 lei la buget, așa că tot ceea ce vom face, vom face din surse proprii și din alocări guvernamentale, care le vom mai reuși în, să le mai atragem. Și veți mai reuși? Nu sunteți convins că veți mai reuși? Niște eu sunt convins că voi mai reuși, dar anul 2010 deja se prevede un an greu pentru administrațiile publice locale, nu neapărat a orașului Beclean, dar pentru toate localitățile și comunitățile. Conform unui comunicat de presă al Autorității de Sănătate Publică, județul Bistrița-Năsăud, în ultimele 24 de ore s-a confirmat un nou caz de îmbolnăvire cu gripa AH1N1 la o femeie din mediul urban, în vârstă de 25 de ani, aflată în al doilea trimestru de sarcină. Persoana a fost internată la secția boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, evoluția fiind favorabilă. Pacienta a fost externată urmărind a fi monitorizată în continuare de către medicul de familie. Continuăm știrile. Forumul Democrat al Germanilor din Bistrița a încheiat un acord de parteneriat cu Consiliul Județean anul trecut, prin care etnicii germani din județ s-au angajat să sprijine unitățile sanitare și școlare din Bistrița-Năsăud cu diferite materiale de dotare necesare. Astfel, la sfârșitul săptămânii trecute, mai multe unități spitalicești din municipiu au intrat în posesia unor donații din Germania. Facem parteneriate, acorduri de parteneriat cu diverse instituții din Bistrița și din municipiu. Trebuie să vă aduc la cunoștință aici că după discuțiile de principiu avute cu atât la primăria municipiului Bistrița cât și la Consiliul Județean, ni s-a acordat tot sprijinul pentru a organiza această manifestare. În contrapartidă pentru sprijinul acordat de către Consiliul Județean, vreau să vă aduc la cunoștință că noi, Forumul German, am încheiat un acord de parteneriat cu Consiliul Județean în care ne angajăm să sprijinim pe plan social spitalele din județul Bistrița, nu numai din Bistrița, și din Năsăud și din Beclean și așa mai departe. Și concret deja noi am donat până acum material sanitar și medicamente în valoare de peste 3.000 de euro. Spre exemplificare am donat acum, fiind și cu noua gripă, vreo 6.000 de mănuși chirurgicale, câteva sute de seringi sau ace de seringă, de asemenea aparate pentru aerosoli și diferite medicamente. Toate, vreau să fac o remarcă, sunt noi și în termen de garanție. Proiectele sașilor nu se opresc aici. Forumul Democrat al Germanilor se pregătește pentru o serie de evenimente culturale. Pentru anul 2010, foarte multe proiecte importante în vizor. Aș face referire atât pe plan cultural, dar vreau să remarc că sunt proiectele, cât și pe plan social. Aș vrea să informez publicul bistrițean, în primul rând, că pentru 2010 suntem angrenați într-un proiect care debutează pe data de 27 martie 2010. Mă refer aici la obișnuitul deja târg de Paști, care a ajuns la cea de-a noua ediție. Pe urmă suntem colaborator și din punct de vedere financiar și logistic la sărbările Bistriței Medievale, iar și mai important pentru anul acesta este că Forumul German are posibilitatea și onoarea de a organiza întâlnirea sașilor de pretutindeni. Liberalii bistrițeni condiționează votul pentru buget cu o sumă fixă de 10 milioane de lei pentru cele 9 primării conduse de primarii proveniți din PNL. Lupta pentru buget a intrat pe ultima sută de metri. Cele 3 formațiuni politice care formează Consiliul Județean cerând bani și avantaje pentru primării și comunitățile locale care le reprezintă. În cazul liberalilor, consilierii județeni ai acestui partid au primit un singur mandat. Vor vota bugetul doar în condițiile în care executivul va accepta ca suma de 10 milioane de lei cerută de aceștia să ajungă la primarii PNL. Cei care nu vor vota așa cum le cere o decizie luată vineri în ședința de birou politic județean vor fi excluși din partid. Dorința lui Țintean și este dorința partidului de a-și ajuta primarii PNL. Nu văd vreun consilier județean care nu dorește, să facă tot ce poate pentru primarii PNL-ului. Nu mai este vorba aici de dorința lui Țintean. Bun, și dacă totuși
reprezentanții PNL-ului se răzgândesc și... Ei vom audia în biroul politic local sau permanent local, se vor justifica să vedem ce i-a determinat să nu respecte și vom vedea ce propunere au colegii și așa mai departe. Spusele lui Țintean au fost întărite de consilierul județean Ioan Deneș. Asta nu semnează că noi nu putem să fim de acord pe aprobări și acorduri punctuale atunci când se face, să zicem, o împărțire de buget, care este, din punctul meu de vedere, cea mai importantă ședință a unui Consiliu Județean, când împarți bani pentru administrațiile locale. Și dacă, pe lângă faptul că noi avem o hotărâre de birou politic județean, că vom fi de acord cu o împărțire în care Partidul Național Liberal să aibă 20% din totalul bugetului care urmează să-l împărțească în Consiliul Județean și nu numai atâta, cei 20% să fie distribuiți către primăriile comunelor cu primari PNL de către PNL. Deci, este două chestiuni imperative. Fără acestea, consilierii județeni, prin hotărâre de birou politic județean, repet, deci aici nu este că vreau eu, că vrea colegul Dorel Coc sau alți colegi din Consiliul Județean să facem așa sau să facem altfel. Este o hotărâre, o decizie politică a biroului politic județean și dacă cele două lucruri nu se vor găsi în acea distribuție a bugetului, consilierii județeni ai PNL-ului vor vota împotriva bugetului. Reamintim faptul că ședința pentru buget a fost convocată pentru ziua de miercuri, 17 februarie, cu începere de la ora 14, președintele Liviu Rusu anunțând un buget îndestulător. Pentru echilibrarea bugetelor e vorba de o sumă de 18 milioane de lei, care urmează să fie transmisă în teritoriu pe cele două paliere, cote defalcate, respectiv sume defalcate, în timp ce pentru criterii fixe avem o sumă de 33 de milioane de lei, adică o sumă totală de 51 milioane de lei, ce urmează a fi împărțită la primării. PSD și-a reluat atacurile la adresa legii pensionarilor, declarând-o neconstituțională. Fostul secretar de stat în Ministerul Învățământului, Doina Pană, se opune pe față modificării vârstei de pensionare. Liderii bistrițeni ai PSD au luat poziție față de proiectul de lege a pensiilor pe care guvernul Boc l-a transmis Parlamentului. Potrivit deputatului Radu Moldovan, prin această recalculare, PDL vrea să desfințeze punctul de pensie. El a mai spus că punctul de pensie a fost un proiect al formațiunii politice pe care o reprezintă, fiind impus după îndelungi negocieri cu fostul cabinet Tăricianu. Am văzut și pe televiziune și motivarea acestei legi este prinsă în limitele de vârstă din Uniunea Europeană la care se face pensionarea, dar este foarte curios de ce noi luăm doar limita de pensionare din Uniunea Europeană și nu luăm și speranța de viață. Dacă ne ducem în țările europene, în țările nordice, speranța de viață se apropie de 78-80 de ani. Pe urmă, în țările europene depășește 75-76 de ani. Speranța de viață actualmente în România este de 68 de ani și vrem să ducem limita de vârstă pentru pensionare la 65 de ani, mai mult decât vrem să o și egalizăm, adică și femeile și bărbații să se pensioneze la 65 de ani. Deci noi suntem total împotriva acestor lucruri și împotriva egalizării limitei de pensionare, adică depășirea unei limite, să spunem, de bun simț, de 60 de ani la femei. Putem admite 65 de ani la bărbați. Dar eu cred că guvernanța trebuie să ia în calcul că speranța de viață se deteriorează în condițiile în care pensionarii rămân fără putere de cumpărare. Una din marile nedreptăți ale viitoarei lege a pensiilor este, în opinia șefei femeilor social-democrate Doina Pană, modificarea vârstei de pensionare. Unul legat de penalizarea la pensie pentru conținutul de creștere al copilului cu 75%, ceea ce înseamnă o nedreptate uriașă și înseamnă și o demobilizare a românilor n-a mai face copii, în condițiile în care știm cum stăm cu natalitatea. Deci asta mi se pare revoltător. Legat de egalizarea vârstei de pensionare, la fel, consider un abuz, pentru că viața femeii în România este departe de a fi viața